Este o premieră absolută pentru Republica Moldova. Ea a fost scrisă în 2022, chiar în timpul pandemiei, de către Matei Vișniec. Se pleacă de la piesa lui Aristofan, o comedie scrisă acum 2400 de ani, și prin greva sexului, arătând forța femeilor, se încearcă un nou curent, lisistratismul este numit în această piesă, care poate fi asemuit cu diverse regimuri politice. Haide, tata, când voi o să le deschidem porțile, ușile și ferestrele cetății! Începează, Lisistrata! Nu asta e problema! Eu, Lisistrata, de fapt nu eu, personajul meu, hotărăște cu celelalte fete să facă greva sexului pentru ca bărbații să revină la normal. Eu joc rolul mesagerului. Este un personaj care aduce vestea rea că perșii atacă Atena. La această noutate societatea nu vrea să reacționeze, nu vrea să vadă, nu vrea să audă. Lisistrata, dragostea mea, aducem prin plan eterna relație dintre bărbați și femei și este aflată mereu la granița dintre a declara război și a face pace. Așa că vă așteptăm cu mare drag pe 30 iulie la 18:00 la premieră pe țară, Lisistrata, dragostea mea.